Prietenii de la Promenada Sibiu, într-o mare campanie care a încercat să ne cuprindă pe toți, să dăruim speranță, ne doresc și nouă speranță, pentru că ceea ce vedeți acum a fi atins de trecerea iernii va fi o împrimăvărare și o șansă în plus pentru bolnavii de cancer. Pentru că perioada COVID nu ne permite să stăm la oaltă în încăperi, aici se vor ține tot ceea ce înseamnă cursurile de suport și dialogurile de suport pentru cei care ne-am hotărât să nu treacă singuri prin cancer. Pentru că ne-ați stat alături și prietenilor de la Promenada Sibiu, le stați alături, vom face o promenadă de pe pământ la cer și înapoi, mulțumindu-vă de fiecare dată, pentru că putem să facem să înflorească o grădină. O grădină în care oamenii se vor auzi și vor înflori măcar speranțele. Dăruiți speranță și înflorim împreună! Sunt Carmen de la Asociația Sus Inima și vă invit să veniți la Promenada Sibiu până în data de 15 mai să vă alăturați campaniei noastre. E timpul să dăruim speranță. Cred că atunci când ai pe cineva bolnav în familie sau printre prieteni sau cunoștințe, cel mai greu de suportat este senzația de neputință, de inutilitate, de maximă singurătate. Și cea mai mare nevoie pe care o simți este aceea de a primi și a da iubire. Pentru că iubirea ne face să fim împreună, să fim conectați unul la celălalt, să simțim că merită lupta asta. Iubirea ne leagă de viață. Iubirea, cu manifestările ei foarte, foarte concrete, de fapt. Sprijin, suport emoțional, material, informațional. Suntem cu tine, nu ești singur. Te iubim!